A, pentru asta era foarfeca. Cubu. Bă, i-a ieșit un ochi pe gură nebunului. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Cube Escape. Cazul 23, continuăm cu capitolul 3 din 4. Să rezolvăm misterul acesta și ce s-a întâmplat. Am fost aproape de Rusty Lake, deși nu am înțeles ce s-a întâmplat după ce am... After a deep sleep, după ce am dormit ceva, am aflat pe podea, după ce am dormit m-am trezit pe podeaua unei chapel, biserici, să-i spunem, pe care o cunoșteam din picturi, din imagini, din poze. Bun. Așa, hai să vedem despre ce este vorba, avem multe puzzle-uri, chestii, trestii. Vai de viața mea, asta pot să vă spun. Vă mulțumesc de asemenea pentru susținerea de la episodul anterior. Am făcut și noi acolo 90.000, 100.000 de vizite. Destul de decent, băieți. Deci eu apreciez susținerea nevertheless, cum s-ar zice în engleză. Avem un ochi. Pot să pun ochiul ăsta aici? Nu? Ok, gata. Îți bag ochiul în gură? Nu. Așa, hai să facem fața asta. Deci nasul cu ochii și crucea în frunte. Nu, e gura aia. Băieți, ce-am găsit noi aici? Cioara, gură în formă de U și un ochi. Cioara și un ochi. Am făcut ceva greșit, oare? I see, boys. Ochii închiși, gură, nu știu cum, un hexagon, chestie, ceva. Aha, înțeleg, totul are sens acum, băieți. Vă spun. Bun, perfect, mergem mai departe. Camera asta. Aici e camera finală, cred că o să vină cubul. Ah, putem să ne uităm pe tavan. Mamă, suntem cu religii, cu chestii, cu... Wow. Vai de viața mea ce e aici, nu se poate așa ceva. No. Ia stai. 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 A? Așa ziceam și eu. Stai că unele au sens, asta nu are sens, sunt cuiat. Asta are sens, mamă la fix am făcut-o. Sunt prea bun, mă, la jocul ăsta. Sunt 1000 IQ, așa mi se mai spune. Ia uite-mă, uite-te la mine doar, cu cheiță, cu alea, alea. Mănâncă ochianele. Sesam deschi... Bebeu, băieți! Eu vreau să-mi vedeți și cursorul. Acum... Da, sunt destul de simple. Ok, cumva asta lucra... I see now. Dar măi, Rafa vorbește în română, că tu ești român. M-am prins, asta încercam să vă explic, băieți. Aici. Asta cred că poate fi rezolvată. Nu știu cum, dacă mă întreb pe mine. Se vedea bara de jos de la Windows, va trebui să editez la montare, dar nu e problemă. Nu. Nu dă astea, bă. Hai că asta e ușoară. Ce naiba e în regulă cu ăștia, că nici nu știu cum vin picioare. Aha. Cred că e ok? Ce neregulă aici? Asta și asta. Ce naiba e neregulă? Să-mi zică careva, băieți. Ce neregulă? Am crezut că pun ulei sau ceva, dar nu. Stai că am luat-o de asta nouă.
Asta cred că va fi de final. Și văd că își mișcă ochianele. Nu știu ce fac cu uleiul ăla, dar... asta nu va fi distractiv. Vă zic de acum. Mai întâi trebuie să înțeleg cine ai băi imaginea asta. Astea două aici se potrivesc. Vai de viața mea. Astea cred că sunt sus. Nu, no, astea cred că sunt jos. Vedem o imagine aici cu o femeie care are ceva la gât. Fie asta? Să fie asta aici? Ia stai că sunt curios. Și care rândul de jos? Ăsta oare? Să vină așa? Cred că da, cred că da. Bun, am mai rezolvat una aici. Dar cine e deasupra lui? Așa nu vine. Stai de gândit puțin. Aha. Și aici trebuie să vină altcineva. Trebuie să vină ăla de sus, nu? Ia stai să văd o secundă. Am rezolvat cât de cât partea de jos. Acum, partea asta trebuie să ajungă în colț. Nu știu cum o să editez treaba, o să fie destul de nasol în mare parte. Dar... asta trebuie să vină aici, așa. Mă chinui de ceva vreme, băieți. Mă bate puțin treaba asta. Da. There you have it. Nu știu, cred că mi-a luat vreo 5 minute să fac nebunia asta. Nu prea mă pricep la astfel de puzzle-uri, puzzle-e, chestii, dar da, băieți. Avem asta în mijloc, tăvița. Cubul magic. Dă-mi-l mie. Doar verificăm. Just in case. Cubul cred că vine aici? Nu. Ulei, cerneală. Aha. Și ne-a rămas inimioara. Ce am eu de tăiat, e întrebarea. Cubul cred că vine aici. Cred că trebuie să aprindem ceva. Nu, cred că turnăm ulei aici. Care-i faza cu săgețile? Stânga, dreapta. Stânga, stânga, dreapta, dreapta. Aha. Pognește, bă! E cu rusty lei, cu d-astea. Boing, boing, boing. Pune-i ulei în barca la nebun. Codul ăsta nu-l știu. De unde-l obținem? Ați văzut pe undeva vreun cod, băieți? Voi n-ați văzut, prieteni. Dar check it out. V-ați prins acum? V-ați prins, băieți? Sper că ăsta e codul. Aha. Și acum avem un alt puzzle. Starry Night sau era ceva de genul, dar habar n-am cum ar trebui să vină chestia asta. Așa că hai să ne orientăm. Nu? No? Ăla e, mă, ăla e. Dăm foc și poate punem ulei? Da. Nu știu de ce am avut impresia că trebuie să mă duc stânga-dreapta cu camerele, când era clar că trebuie să aprinzi asta. Stânga-dreapta, stânga, stânga și dreapta-dreapta. Ia zi, nenea, care e șmecheria? Că stai mustața. Vine! N-are, bă, mustață. A, pentru asta era foarfeca. Cubu. Bă, i-a ieșit un ochi pe gură nebunului. Mr. Crow. Dar splutește pălărie, ești magician. Whoop! Capitolul 4 din 4, cabina! Silently, the old crow and I sailed to a small island. Silențios, eu cu vechiul... hai să-i spunem, vechea cioară,
Am mers cu bărcuța pe o insulă mică, în mijlocul unui lac, fără niciun cuvânt. Cioara m-a părăsit. Wondering what to do. Sunt curios ce ar trebui să fac. 1972. Cabin, cred că este o scapă denumirea română. O pătrat de la de lemn, zi. Zi să-i zic că nu știu. Opa! Look at that! Atât? Mă rog. Da, cabin e o, da, aia, o, înțelegi, o cabană. În fine. Hai să vedem, adunăm toate rotițele. Harvey. Interesting to say the least. Am înțeles, aici era treaba. Prea mare, și se aude muzica aia ca și cum e cineva gata să mă omoare. Băi, ce se întâmplă, mă? What the hell, că trebuie să fac puzzle la repede. Dar nu am destule. Nu, scoate aia! Nu am destule rotițe, din păcate. Mai trebuie una. Aaaa, mă moară! Nu! O rotiță e pe un tavan, 100%. Ce bă, vrea să fac și aia? Sunt ca și mort, așa e? E prea târziu. Puterile au câștigat. Dar la acum ai două oportunitate. Rapidos, ne grăbim. Deci, ne aducem jos. Luăm astea două. Eu mă uitam pe tavan, nu mă uitam drept în față. Ok, aici, pe tavan nu cred că e nimic, deja a apărut cerbul. There you go. Ok, e una la geam. Ok, there you go. Și hai să vedem, aia mare de tot, asta mică, Big Shack, bum bum bum. Cred că așa, da, curge, trebuie să facem asta repede. Bă, bă, boară ăștia, bă, boară ăștia, băieți. Acum curge. Aprinde chestia asta. De ce e blocată? Dă lemnul jos. Dă lemnul jos că murim. Murim. Roșu. Omul negru a sosit. Mă omoră și în lift, mă. Cobor mai repede. The end. Finally, I reached the lake. I could not feel my body. În sfârșit am ajuns la lac. Nu mai pot să-mi simt corpul. De data asta s-a simțit diferit. Ca și cum I did not only live that moment. Ca și cum nu am trăit momentul acela, dar cât și trecut. Ok, deja am trăit nu numai prezentul, dar și trecutul. Ok, ce naiba s-a întâmplat, băieți? O, bă, opriți-o muzica! Doamne, muzica asta continuă și după aia. Ok, să dau jocul pe mult. Da, cubul, cazul 23, se pare că l-am terminat. Continuăm în continuare, după cum bine ziceam, pentru că nu este destul de lung episodul, undeva pe la 13-14 minute, din ce am observat și hai să-mi drumul. The mill, living room, wheel, upstairs, rusty lake. Ai, e bloc. Ah, începem de jos sau de unde ne începem? Să înțeleg că trebuia neapărat să începem de aici. Ok, hai mai întâi să ne facem familiarizați cu ușa. Cu ușa cu întreagă încăpere, avem și pe tavan câte ceva. Un păianjen, trebuie să tăiem aia să luăm cheia. Ce mai se ascunde pe aici? Nu cred că e sunetul. Îl dăm puțin mai tare. E un joc relaxant ăsta, să știți. De ce nu poți să iau cheia de aici?
Atât de multe întrebări, băieți. Am pus lemnele aici. M-a rupt de cap. M-a terminat. Ok, deci noi ne putem duce în living room. Bun. River nu, memories nu, wheel nu, upstairs nu. Doar aici. Altă cheie. N-avem decât aici să ne uităm o secundă. Vrea să tragem de acest lanț. O fi ceva pe el? N-are legătură, se pare. Locked. Pot să dau eu foc la pânza aia de pe engine? Wow! La asta nu mă gândeam că e atât de simplu. Deci nu mă gândeam că e atât de simplu. Încuiat. What? Au cifre pe ei. M-am prins cum funcționează. Deci se adună. Uite, de exemplu, avem aici iar 2. Avem iar 2. Sunt într-o situație, deci avem 3 și cu 2. O dată, 2 cu 1, 3. Și ne-a dat dintele de aur. Jumecherie în pălărie. Dar ce naiba fac eu cu dintele de aur? Aia e întrebarea adevărată. Scoatem cu dintele de aur cheia. Hai că scoatem. Le băgăm la cuptor. Nu. Deschide-te odată. Îl băgăm în oală dintele de aur. Fiți atenți. Stai. Nu. Trebuie să mergem cumva sus. Era bună ideea mea. Stai. Dintele. Foc. Pune și apa dacă vrei. Și trebuie să fiarbă ăsta aici. Aha. Aia era. Și facem cheița. S-a răcit? S-a răcit, mă. Și pe unde ne ducem? Asta merge? Deci merge într-o singură încăpere cheia. Harvey! Să căcă pasărea, băi! Bird shit? Really? Bird shit, eh? Ce priveliște faină. Hai să dăm cu rahat de pasăre. Cumva trebuie să întoarcem. Mama, e mai sus? A, e un întreg etaj. Dear Mr. Crow, dragă domnule Cioară, adu-ți aminte că lacul n-are nevoie de... the lake does not need only... N-are nevoie doar de nivelul corect de apă, dar de memorii proaspete, amintiri proaspete. O să-ți trimit un... O să-ți trimit corpul unei femei tinere mai târziu luna asta. Folosește mașina cu înțelepciune, extrage memoriile proaste, amintirile proaste. A, o fi femeia aia de tot moare de câteva episoade. Cine a făcut cu bird shit? Oh, folosim ca fertilizant, ne trebuie apă. Cred că ne trebuie apa aia de jos. Mr. Cow! Mamă, reprezintă cât un simbol când o tragem de ugere. Asta e soțul ăluia, am înțeles, trebuie să facem ăsta. Sufletele corupte încă sunt pe lac. Bă, îmi place joculețul până acum, băieți, nu știu voi ce părere aveți. Am vrut să ne jucăm așa puțin ca să vă faceți o idee, să vedeți dacă vă interesează și episodul următor. Eu zic că e interesant, sunt tare curios să văd unde ajungem cu toate puzzle-urile astea dubioase. Și ușor, ușor ne apropiem și de jocurile aia cu Rusty Lake și așa. Ar fi avut mai mult sens să le fi jucat pe toate unul după altul, dar am știut că vă placa demo-ul, știi, da, mă rog. Dacă ți-a plăcut episodul, nu uita să apeși butonul de like, îți mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare, pa, pa!